ce se mai uită românii la televizor? La orice. La orice, la orice, da. Le plac reality show-urile. Așa că o să fac eu un reality cu... Salubritate. Ce salubritate, mă? Nici o salubritate. O să fac cu mine, mă, ca să vadă alegătorii cum trăiește modest un primar ca mine. Ăla e performant, are cameră bună? Atunci fie. Mă filmez cum vin eu acasă după o zi de muncă. Păi, ai venit deja? Păi, am venit, dar mai reintru ca să mă filmez cu sacoșe de cumpărături, mă, că asta dau bine. Mă duc să le iau din mașină. După o zi lungă și grea, în slujba cetățeanului, primarul se întoarce acasă. Am sosit în sfârșit acasă. De ce trafic, de cât de ăsta, ce traseu interesant am avut până aici. Aici. Se-i trea jumătate enormă de vin la ora asta. O, cine împarte, parte și face. Stai, mă, stai, lasă-le aici, că fac un clip publicitar. Nu mai intra în linii până nu spun eu. Du-te. Unde să mă duc? Du-te de unde ai venit. Păi, nu mai bine mă duc să o ajut pe Magda la coperiș? Du-te! Așadar, reluăm. Păi reluăm, că ai zis de traficul ăla pe care nu-l rezolvi. Păi de asta zic, hai să reluăm. Acțiune! Am ajuns în sfârșit acasă. Te-am auzit de prima dată că nu sunteți surzi. Sau poate vrei să ieșim să-ți dăm onorul. Ema, ieși că vrea alteța sa regală, onorul. Urlame, tași din gură că fac un clip publicitar. Și eu ce rol am în clip? Rolul prostului care îmi strică mie filmarea. Da? Pă bune? Bă, tu nu apari. Tu nu înțelegi, nu mai cobor în living până când nu vin eu să te chem. Promezi că mă truc să mă... Du-te. Așadar, reluăm. Hai, în spate. Acțiune! Am sosit în sfârșit acasă! Te-am auzit de prima dată, că nu suntem surți. Sau poate vrei să ieșim să-ți dăm onorul. Ema, ieși, că vrea alteța sa regală să-i dăm onorul. Băi, mă, Lalechi, ce faci, mă? Păi n-ai zis, bă, că să reluăm, că eu așa știu, la reluare le iei și cu imagine și cu text, cu tot, cu aoleu. Ți-am zis să te duci în camera ta și să nu vii decât atunci când vin eu să te iau de acolo. Dispare. Bine. Reluăm. Nu mai venit de nicăieri, dă-i drum. Am sosit în sfârșit acasă! Așa și... Ce mare scofală! Dar ce? Aici stai casă? Aici stai balamuc? Tras! Foarte bună interpretare! Hai și prostul când apare? E, l-am filmat, zis. A, păi și cum e cu rămâne? Mârlane, vreau să știu și eu ce cauți la ora asta în dormitor, dacă nu sunt discret. Mor! Nu poți vorbesc, boss. Bine, uite, înainte să mori, aș vrea să-mi spui și mie cum a decurs tranzacția la care te-am trimis. De ce nu vorbești? Păi să mă ții stresat și foarte bine că nu-mi plac lucrurile astea. Am fost pe câmp, boss, m-a bătut vântul și gerul, acum mă dor și dinții și nasul și capul, doamne. Stai-mă puțin, pe ce câmp ai fost, mă? Cum ai fost în Siberia? Eu, dacă mi-amintesc bine, te-am trimis sub pod la voluntari. Da, boss, dar eu curent sub podul ăla mai rău ca în Siberia. Am înghețat ca dracu acolo, am avut nici bani să-mi iau bască și chelia asta nu ține nici de frig, nici de vânt. Azi cu toată noaptea. Ăsta e martiraș ce fac eu. Și te pomenești că vrei o statuie acum. Nu, vreau să-mi mai mă doară dinții. Bine, mă, martirule, uite cum facem. O să te trimit la o dentistă care lucrează pentru noi, pentru organizație și o să te rezolve ea, da? Mulțumesc, boss. Și acum, dacă tu zici că nu poți să vorbești, o să te rog să faci un raport scris despre misiunea pe care ai avut-o cu țigările. Oh, păi eu cu scris, cu... Am uitat să vă zic că mi-a degerat și mâinile, nu mai pot să le... în doi degete, le tut în cot. Domnul Mârlanu! Și românul Șițele! Haide-ne, îmi pare rău că ați așteptat atât. Dumneavoastră aveți întotdeauna prioritate. Da. Eu nu v-am recunoscut că sunteți omul lui Igor. Da, am prioritate tot timpul, de dreapta, de stâng, de când vin în față și când mă duc, tot eu am prioritate peste tot. Vă doare? Da, în gură. Hai.
Haideți să ne așezăm. Asta, cine stă deasupra, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră stați acolo, eu stau aici. Bine că ne-am împărțit locurile să mă fac comod, să relax. Cât mai comod. Vă doare rău? Da, gură. Să vă fac un anestezic? Ce-o dat ca să nu te doară? Să nu vă doară, da. N-am nevoie că am fost luptător NATO, am luptat până Afganistan, până Irak, până Lehliu, până la Vaslui. Ultima oară am fost la Stuf, la Chilea, în distracție. De acolo mi-a pierit toate fricile, în tabără, la Dinamo. Ha. Deci chiar fără anestezic? Fără. Băgați mare, că n-am nicio teamă de nimic. Dați cu curaj, cu toți, cu... Ha. Ce-i ăla? Anestezicul. Ha, și cu acolo mare să... Da. Domnul Mârlanu? Domnul Mârlanu? A, rupește mai fea, că mai fac! Nu e bine, mă, să fii singură. Uite, eu mereu am avut relații solide de lungă durată. Păi... Van Damme, păi, baia, Hasan, Van Damme, Van Damme și Hasan, atât. Chiar și atunci când erai pe vârsta mea? Atunci explora universul masculin, ca după aia să știu ce să aleg. Ca să ai discernământ la bărbați, trebuie să cunoști toate tipologiile, sau, mă rog, majoritatea. Uite, să zicem că m-ar interesa cineva. Și ea zice, ce tipologie? Cam greu de încadrat, că e special. Auzi, mă rog, special în special, pe mine mă interesează dacă ține la tine. Greu de stabilit. Dar nu e greu deloc, că un iubit adevărat e nițeluș sau puțin mai mult gelos. Deci dacă e gelos, înseamnă că ține cât de cât la tine. Nu la mine, tontul, la tine. La mine, bine de știut. Nu știu eu. Ia zi-mi cum a fost. Sincer să fiu, nu prea știu. Adică? Adică nu mi-am mintesc mai nimic, că lucrurile au degenerat. Ce-au făcut, mă? Au degenerat. Mai pot să zic. Bă, Mârlane, ai grijă să n-ajungi tu degenerat. Ce ai făcut acolo, a? Tu știi că dentista asta e combinată cu un mare boss în organizație care mai e și bolnav de... Păi dacă e bolnav și crapă, nu trebuie să o consoleze cineva? E bolnav de gelozie, mă. Are și de ce. Adică, ce ai făcut? E bucățică ruptă de rai, boss. Mârlane, în caz că tu nu ai observat, ăsta a montat camere în tot cabinetul ca să o urmărească, înțelegi? Să nu cumva să se aplece prea mult peste pacienți. Da, stați că peste mine nu s-a aplicat. Zi mersi, că dacă te dădeai la ea, te linșa ăla. Faza nasoală a fost când a scos seringa, că eu m-am pierdut și... Și ce ai făcut? Am leșinat. Nu-i foarte bine, nu-i nicio problemă. Păi nu-i foarte bine, e foarte rău, că am căzut fără să vreau cu capul în poala ei. Și acolo am leșinat și de acolo nu știu ce-s mai întâmplat mai departe, că nu știu și mă linșează ăla degeaba, că nu știu nicio ce s-a întâmplat. Mârlane, uite ce e de făcut. Te duci înapoi la cabinet. Adică să mă duc să mă linșeze ăla acolo, să nu vie aici, să nu umple de sânge pe jos. Eu știu că vă place curățenia post, dar nici să mă trimiteți la moarte așa, că... Mârlane, calmează-te! Nu te trimit la nicio moarte, te duci acolo, te comporți ireproșabil ca un gentleman, să vadă ăla pe camere că tu n-ai niciun fel de gând ascuns, ai înțeles? Nu prea, că niște termeni care sunt contradicții aici. Unul, că nu știu ce înseamnă probabil, și doi, că nu știu dacă să pupă cu gentleman. Și trei, ce a zis că trebuie să fac? Dai! Dragii mei, ca bun creștin ce sunt, în fiecare seară, înainte de culcare, mă rog la Sfântul Dumitru, ocrotitorul Bucureștiului. Vă spun eu că îl cunosc. E un om excelent, tandru, grijuliu, sufletist. Barbara, tu-l cunoști pe Sfântul Dumitru? Da, la tine mă refeream, dragule. Păstrează distanța! Mă scuzați, am fost un pic cam brutal, dar
În această perioadă am tot dat mâna cu mulți alegători din toate categoriile sociale și se pare că, sigur, am luat o boală contagioasă. Uh-huh. Atunci tratează-te. Ce faci? Nu, că chiar ai fost rău. Tu nu cumva ai o boală de-aia? N-am mă nimic, dar am zis eu așa că prea se dădea la mine. Nu vreau să fiu acuzat că sunt imoral și că mă culc cu angajatele. Oricum, facem treabă bună împreună. Că să dobu... Intrați! Domnul Mărlan! Sărunoșițele! Ați rămas ultimul! A, știți cum spuneți proverbul, cei din urmă vor fi cei de-ntâi. Da, dar știți că ultimii la dentist ajung primii la placă. A, sunt curios că n-am făcut niciodată surfing. Vă mai doare? A, tot în gură, tot în gură. Tot în gură. Haideți să ne așezăm. Hai, ca înainte sau? Ca și până acum. Dumneavoastră acolo, eu aici. Dumneavoastră. Ia să vedem. Vă doare, spuneți? Da. Deschideți gura. A. Nu, băgați limba. Unde? În gură. A. Spuneți. A. Be, v-am bătut. Nu, dumneavoastră spuneți. A. Dumneavoastră spuneți. A. A. Vedem noi ce e aici. Da. Păi... Sunteți cam praf în gură. Și n-am luat praful niciodată, curios. Aveți 70 de ani? Vede? Păi, dacă mă uit bine, adică sunteți plin de carii. Și nu mai cer o gură, n-are carii. Să n-am înseamnă că de asta sfori noaptea. De lipsă de carii, bine că n-am păduși. Ia spuneți-mi, vreți să umblăm la toți? Să... Adică aveți încredere în mine? Acum că mă uit mai atent, am toată încrederea mea în dumneavoastră, dar toată. Bine, atunci să ne relaxăm. Nu chiar așa. Spuneți din nou. A... De ce l-ați uitat? Așa? A... 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 Domnul Mărlanu? Domnul Mărlanu? Domnul Mărlanu? Am terminat. Operația a fost un succes. Vreți să vi dau acasă? Sunt unii pacienți care vor. Ai postat filmulețul ăla? Care sunt reacțiile? Ta, primez zeci de mesaje de încurajare și susținere că, deși sunt bolnav, eu mă duc la serviciu și lucrez pentru cetățean în slujba lui Totin. Oraș de oligofreni! Dacă eram primar, le tăiam agentul termic, numai să le înghețe mintea odată că au scos numai aberații. Auzi, știi ce? Eu te rog să te exprim cu respect față de susținătorii mei care îmi scriu așa de frumos cu zecile de mii. Da, da, mie îmi scriu cu sutele de mii. Ba că ai boli lumești, ba că ai boli grave, ba că ești curvar, ba chiar mi-au sugerat că de la angajat ai avea bolile. Cu sutele de mii? Cum să mă acuze pe mine că eu ți-am dat o boală rușinoasă? Ce, m-am culcat eu cu tine? Poate altele. Nu, nu are dreptate. Uite, unii întreabă ce boală ai ca să știe dacă te mai votează. Că dacă ești pe moarte, nu te mai votează. Iauți-o la ei! Bun, loc să aprecieze reality show-ul pe care îl fac eu pentru... E, pentru asta o să mai pupe ei autobuze noi. De fapt, o să le vadă în șorul. Și atât. Da, că-i doare pe ei de reality-ul tău. Vor să știe ce boală ascunzi. O să-mi vină presa pe cap. Păi eu trebuie să le arăt dovezi, tratamentul, diagnostic, o internare, ceva. Și ce faci? Te internezi la primărie? Sau te poți trata și naturist dacă ți-e frică de spitale. Da, e prea banal. Trebuie ceva mai de efect. De efect ar putea să te trateze un vraj de la o mănăstire de lângă Titu. Îmi convine.
Că ăsta nu-și dă seama că analizele sunt false. Că îți dai seama că trebuie să le falsific. A, popăză, apropo de vindecare. Uite, un băiat care lucrează la pompe funebre ți-a lăsat numărul lui de telefon, ci că face coșciuge de 2x2 cu memory. Te baci? Cât îmi dă comisiune? Tu trebuie să-i dai. Șterge-l. Yeah! Ci că ai de la el bonus, coliva și coronele. E bun, salvează-l. Pe bani. Șterge-l. Unde băsesc un dentist în bună din Girabăi? Mă rog, tău, Mârlane, că sunt singurul din serialul ăsta care te înțelege. N-ai unde să găsești. Ea e amestecată, ai făcut varză. Trebuia să scrii pe fiecare dinte. 1, 2, 3, gaura 1, 2, 3, ca să se înțeleagă, să poți să-i pui la loc. Păi a zis că poți să-i vând. Băi, Mârlane, nu mai deschide gura aia, că zici că ești gură de canal. Păi așa cum cumpără unii păr, așa face cum pe mei fii dinți. Uite, mă, dar din păr se fac peruși, din dinți ce vrei să fac? Hai, mă, eu mă, pe unii bând și bimici. Ce? Hai, mă, eu mă, pe unii bând și bimici. Ce să mă? Ai, Miki! Tumorii Miki se transplantează, dar... Dinții tăi nu și pot băga în gură. Bine că nu vrei să-i venereze, ca pe moaște. Ba, pe-i venereze. Că sunt ai pântului... Care sfânt, mă? Ba, pântul Mămbrage. Du-te-mă de aici, că nu e niciun sfânt. Dar nu sunt nici mort. Ce? Nu sunt nici mort. A... Nu pe voi pe tine nimic, că sunt pintii mei. Papa, nu mai pe voi pe tine, că sunt moarte. Că te băi anuntul pe mă pe telefon, pe mântuze pe mine. Ah, bine, dă-i să le fac poza, hai. Da, și ce număr ai tu? Băi, 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 băi. Te filmezi simpat? Da, mă, da, hai! A, așa. Hai, dă-i acolo! Ah, dragii mei, chiar dacă mă lupt cu boala, după cum vedeți, eu nu precupețesc niciun efort ca să slujesc cetățeanul. Tot timpul voi fi pentru voi alături... Pro... Nu te mai simți! Mă, tu încercați odată că o să interpreteze lumea că sunt super afemeat. Dacă mă dau la tine și pe patul de moarte. Adică, de fapt, tu te dai la mine. Dacă nu-mi faci jocul, să știi că o să le spun tuturor că e o minciună. Ce joc, dragă? Tu vrei să faci cu mine... Nu, doar vreau să-mi fac iubitul gelos. Păi că nu. Adică ce vrei să spui? Că eu sunt mai urât ca paliu? Sau care-i treaba? Vezi că eu nu sunt ultimul om, sunt chiar primul pentru că sunt primar. Filmezi și asta? Îți mai simți membrele? Ce are, mă, e drogată iar? Oh, nu, sunt îndrăgostită. E praf, dă-te de pe mine! Domn primar, uite care-i treaba. O să iasă mare tâmbălău cu boala asta a ta. Televiziunile sunt disperate să vină să facă reportaje cu tine și știi foarte bine că mă feresc de publicitate ca dracul de tămâie. Și ce să fac? Să te însănătoșești. Ah, nu pot așa brusc, pentru că nu e credibil. Da, nu e credibil. Dar să te îmbolnăvești brusc a fost credibil? Da. Mă bag și eu în filmulețul ăsta un pic. Varvara, filmezi? De că filmez eu. Ah, e bine. Dă-te un pic. Ce, Doamne, iartă mai în gură, Mârlane? Îți place? Dinți, îi am de la prietenul meu, Dorian Popa. Da, mi-a făcut eros care un prieten bătrân, un chinez, care e mort. Care avea un cal care și el era mort. Bă, ce teată! Și când îi scosese copitele și dinții, bă... Sună telefonul. Alo? Să rămână șițele? Da, da. Da, mama, e sigur. Da, păi doi dinți de moaște-s mai bun decât unul. Că vorba aia, unde-s doi,
puterea crește și dușmanul nu spărește, da, care o așa. Iau notez aici. Cum? Păi dacă luați 3 se descompletează maxilarul Sfânt Doamnă. Păi cum să stea Sfântul Știrb în groapă, mă? Luați 4. Luați tot maxilarul. Bun așa. Deci, tot maxilarul, 13 dinți. Bun, trec aici. 13 dinți. Da. Ce? Unghii? Să... Vreți să luați și unghii? Doamnă, unghii n-ați, eu le-am zis, nu pot să le rot, că sunt în carne, sunt... A, de... Da, de sfânt. Da, mă... Avem... Sunt trecut în anunț? Revin eu cu telefon, doamnă, să rămână. Ia, mă! Ia, mă! Ia, coace imediat! Ce-ai, mă, de urle așa? Ce-am de urle? Am pus-o, avem comenzi până 124 de dinți. Mă, doamne, ești cu capul? Un om are 32 de dinți în gură și tu ai mai avut și scoși înainte. De unde dai atâția dinți? Păi știu, de-aia mă și duc la dentistă că... Mă gândesc că așa când se operează oamenii, scoate un dinte, 2, 3, 8, câți dracu vrei să scoate și nu ia acasă, îi lasă acolo și mă duc să-i cer ei. Cum zici că e idee bună? Te-a zis să-ți dea de aia galben de fumător, să pară vechi, că moaștele au sute de ani. Da, sau de aia de țăran cu porumb întregi. Dacă n-are porumb, nu este chiar niște porumb, că acolo cu ce? Și-l fac între dinți și cu niște urme de tutun, dar da, 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 și cu multe cari. Cari, da. Am un fotoliu dincolo care-i plin de cari de lei. Mă rog, vă nu zici că oamenii sunt împiți. Ura! M-a sunat și mi-a cerut unghii. A, da, da, foarte bine, că eu am trecut unghii în anunț. Dar vezi că eu le dau cu 500 de lei în sus, bucat. Eu n-am în galantar așa ceva, n-am ofertă pentru unghii, dar dacă mă uit atent la tine... Eu am. Ce dinți frumoși ai și parcă și prea mulți. Încetează, că nu-ți dau dinții mei, da? Mă rog, cum preferi, îți făcea rost de unii mișto ca ai mei. Mă duc la dentistă. Aoleo, se îngroașe gluma. Oamenii vor să fie stropită vita cu substanțe ca la pesta... Vila cu substanțe ca la pesta porcină. Asta e niște o căreală politică, dă-te mai încolo. E mai mult decât atât. Ia uite, cer să fii înlocuit de un interimar, căci că nu ești în stare să-ți exerciți funcție. Ce face? Până aici! Gata! Renunț la boală! Dă-te mai încolo! S-o crezi tu? Păi asta pare făcătură. Mai degrabă o minune. Minuni face numai vraciu de la Titu. O să spunem că el te-a însănătoșit. Bună idee! Vino mai încoace! Tata, trebuie să-i spunem lui Igor că nu mai avem nevoie de fișele medicale contrafăcute. Și el s-a încuiat sus în dormitor și nu-mi deschide, că zice că mi-ai dat tu o boală de-aia. Știu cum facem. Până vine vraciul ăla, eu o să vă filmez cum voi vă rugați pentru însănătoșirea mea. Asta așa, ca să facem atmosferă, da? Ia uzi, hai că ne filmez. Bine, mai aproape. Adică, dă-te mai încolo, că vă filmez. Gata! Am venit de la spital. Uite, mi-am scos fișa medicală pe care o să o postăm chiar acum, ca să vadă toată lumea. Ia. Cât ai dat? Ce să dau, mă, n-am dat nimic, nu înțelegi? E pe bune. Sunt sănătos, tu, tocmai bun de condus capitala. Dar ce zic eu capitala? Țara! Și cu vindecarea minune? E, povestea cu vrăjitorul ăsta, cu vraciu din titlu. Din titlu de la ea. Da, am scris eu pe net că a venit vraciu aici și l-a vindecat pe primar în secret. Bine, nu am vrut să se înghesuie lumea. Ba chiar i-am făcut și cont pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter, pe Wikifit. Exact, exact, ca să fie credibil. Domniță, nu ca la tine la titlu, nu dă tricou. Uite, ia cârpa și freacă. Da. Pe asta știu. De unde aceste plăci de faianță? Am un prieten, Dorian Popa, care m-a ajutat cu dinții, dar e mult de povestit vos. Și ochiul tot de la el? A, nu, ochiul de la nebunul ăsta lui dentista, boss, că eu mă dusese la cabine nu pentru dentistă, pentru dinții ei. Vrei să scoți dinții ca să te răzbuni? Nu, boss, vreau să-i cer dinții pe care extrage ea de la,
de la pacienți ca să-i vând pe post de relicve, că e o cerere nebună, am vreo 788 de dinți de făcuros. Nu dau post că destul a dat ăla! Nu dau, mă, vreau să te felicit pentru idee. Păi asta e o idee excepțională și acum mi-a picat fisa, să știi. Că tu ai să te ocupi de comerțul cu relicve. Se vând extraordinar de bine pe Piața Neagră, mai ales mumiile din Egipt. Pe atunci mă duc să-mi cumpăr cască și costum de explorator deșertic, ca Livingstone ăla vos. Nu pleci nicăieri. De plecat o să plece Hasan pentru că el știe araba. Tu o să te ocupi de plasarea lor pe piața internă, împreună cu mafiotul gelos. Vreau să mă sinucid! Nu vreau să mai dau ochii cu ăla, uitați ce se întâmplă cu ochii. Nu, o să dai și ochii și o să dai și mâna cu el. Să-mi o rupă? Îmi pare foarte rău, Mârlane, dar a fost singurul mod prin care am putut să-l conving să te ierte. Vrea să lucrați împreună ca să te țină sub observație. Ești un real pericol pentru amanta lui. A zis ea asta? Aolea! Nu mai scap de alegătorii ăștia, se simt ca scaiul de mine, ca rahații de talpă. De ce? Vorboală contagioasă? Dar nu le-ai zis că te-a vindecat miraculos Vraciu? Păi tocmai asta este. Vor să le spun unde e Vraciu ăla din Titu, că vor toți ca să se facă bine. Greu lucru. E greu lucru. Ce e așa de greu? Câte mănăstiri pot fi în Titu? Problema nu e că sunt multe. Problema e că nu e niciuna. Măi, Varvara, tu termină cu bancurile, că eu deja am comandat autocarele pentru babe. Dar nu există nimic la Titu. Și atunci unde locuiește Vraciu? Nicăieri nu există. L-am inventat și eu așa ca să te scop pe tine din situație. Adică descrierea aia făcută Vraciului a fost imaginația ta? Nu chiar. Am descris și eu primul chip de bărbat frumos care mi-a ieșit în cale și ăla era Igor. Am crezut că vor să mă linșeze. Au urlat, uite-l, m-au recunoscut, ăla e, uite-l. A, te-au recunoscut de la vreo acțiune undeva. Nu m-au recunoscut de la nicio acțiune. Voiau să fac minuni căci că să nu știu ce vraj din Titu, care l-a vindecat pe primar de o boală contagioasă. Ia, auzi, dulce. Auzi, dar ce-ai făcut cu pistolul? Păi ce să fac cu pistolul? Că singura minune pe care pot să o fac e să-i trimit pe lumea cealaltă, așa că am tras, le are că nu e de jucărie, nu? Ce-ai făcut? Tu o să voiască orașul că Vraciu primarului trage nenoriaș. Și acum o să spună că ești de-al necuratului. O să zică că omul necuratului l-a vindecat pe primar? O să creadă că sunt posedat! Ei, lasă că dacă zic asta, o să te exorcizez eu, că doar sunt Vraci, nu? Măi, tu termină cu... Vezi că e murdar pe țeapă și eu nu vreau să mă murdăresc! Ia uite, vezi cum e zdrașit din el? Foarte simplu. E bine aici? Nu-mi spun în gură, mi-am dat. Hai, lasă, nu, renunță, lasă. Hai, nu mai face nu, față. Nu, că ăsta-i tot mama. E ok. Du-te, mă, că tu nu ești niciun sfânt. Baba, pătăm pe mama din. Ai zis că mai devreme. Nu pe place, e nimeni că sunt binti mei. Bătăt pe met, pe bint, mate, pe poate din, pe bint, pe poate moate. Pe dai cu numărul meu. Dă un pic mai inteligent. Crezi alegătorii că sunt super afemeiat chiar și pe patul de moarte. Și filtrez cu... Filtrez cu angajatele. Sunt rănuț. Râi eu cu telefon. Ia-mă! Ia-mă! Imediat l-o coace. Ia-mă! Aceste plăci de faianță. Bună asta, uite!
M-ar interesa cineva. Nu, vreau să nu mai mă doară dinții. O să te trimit la o dentistă care lucrează pentru noi, pentru organizație, și o să te rezolve ea. Trăzniții! Un om excelent, tandru, grijuliu, sufletist. Astăzi seară, doar la Prima TV. M-ar interesa cineva. Nu, vreau să nu mai mă doară dinții. O să te trimit la o dentistă care lucrează pentru noi, pentru organizație, și o să te rezolve ea. Trăzniții! Un om excelent, tandru, grijuliu, sufletist. Astăzi seară, doar la Prima TV.